pictor profesionist și șofer Pedric. Sau viceversa. Șofer Pedric și pictor profesionist, atât de aproape de moarte și cu atât mai mult un iubitor de viață, Constantin Mirică este printre fericiții pictori incluși în Enciclopedia Artiștilor Români Contemporani. Elev al maestrului Marin Petre Constantin, pictorul târgoviștean Constantin Mirică strălucește prin modestie și sensibilitate. Picturile sale ne arată un autentic rafinat, un îndrăzneț al culorii, cu o amprentă grigoreșciană nedisimulată. Nu este un vorbăreț, ci mai degrabă un discret, un introvertit, un timid născut să grăiască prin pictură. O nouă ediție a emisiunii Agenția de Cultură. Ne aflăm în atelierul pictorului Constantin Mirică, un pictor târgoviștean cu o biografie interesantă, spun eu. Urmează să o apreciați dumneavoastră. Domnule Constantin Mirică, sunteți pictor liber profesionist din 1975. Cum ați ales această carieră și dacă puteți spune telespectatorilor câte ceva din biografia dumneavoastră? Cum să vă spun în asta? Am fost îndrăgostit și sunt îndrăgostit și acum, poate mai mult ca în tinerețe. Oriunde am ajuns la o maturitate și orice om simte că acum poate să spună mai mult, la o vârstă de 60 de ani, poți să te exprimi, să dai examen ce ai învățat până acum. Deci experiența spune cuvântul. Sper să spună și cei care privesc să analizeze ce am făcut eu. Câteva cuvinte din biografia dumneavoastră. Cum ați început? M-am înscris la Școala Populară de Artă prin 71 la clasa domnului profesor Marin Petru Constantin. Și am terminat-o prin 74 sau 75, cam așa. Am întrerupt-o și cu armata și... Am lucrat ca vitrinier o perioadă, după care m-am retras și am fost liber profesionist. Am lucrat așa cum... autorizat, cum se dădea autorizații înainte și... Mi-am făcut atelier prin 82. Primul meu atelier a fost în fața la biserica, porții bisericii Stelea, după care în 86 am venit aici. Din 86 sunteți în acest... Din 86 sunt aici în acest atelier. În acest atelier, în un atelier de gang. De gang, da. De gang, da. Numai că pictura noastră nu este o pictură de gang. Încerc și eu să las o amprentă în urma mea, cât de adânc o fi. Dumnezeu știe. Cum reușiți să supraviețuiți prin pictură? Reușesc și prin pictură și prin înțelegerea familiei. Și mai fac și altă îndeletnicire printre altele, așa când am timp sau când solicitat. Vă spun ce fac? Direct. Șofer Pedric. Deci sunteți șofer Pedric? Șofer Pedric, da. Și când nu sunt, n-am activitate, că nu e nicio molimă în țara asta să fie în continuu așa. Deci când nu sunt mulți morți? Când nu sunt mulți morți, pictez. Pictez de aproape zi lumină, pot să spun. Și cum se împacă? Cum faceți trecerea asta de la moarte la viață, de la viață la moarte? Șofer Pedric, da. Pictor liber profesionist. Văzând cum e viața, și mai tare pictezi, mai adânc, mai cu sentiment față de, știu eu cum să spun. Aveți ocazia să simțiți moartea în mod direct, adică duceți morții la groapă. Da, totdeauna când merg și unde îi duc, văd peisaje. Foarte, am descoperit cu ocazia asta ducând peisaje care nu știam că există prin satele astea ale județului. Dâmbovițean. Dâmbovițean, da. Și după care mă duc acolo, după
ce... Deci ca să înțeleg termină... spectatorii, deci duceți morții la groapă, da, și da, cu ocazia asta vedeți cimitirele. Văd și cimitirele și peisajul din zona respectivă, în special zona Valea Lungă, Vârfuri, Iedera, Valea Dâmboviței, peisaje deosebite. Și după care mă întorc, de regulă le fotografiez, pe care mă inspir, mai puțin direct acolo, la fața locului. Cam așa. Când nu, facem naturi statice, flori, portrete, mai mult la prieteni. Ce ați deprins de la maestru Marin Petre Constantin? De la domnul profesor, eu mă mândresc că am fost elevul domnului profesor și am spus-o de câte ori am avut ocazia. Tehnica de a lucra. Și acum, la vârsta asta, mă îndrept și mai mult către domnul profesor. Parcă atunci nu-l înțelegeam prea bine, la vremea respectivă, dar acum, cum ajung la vorbele dumneavoastră. Care sunt zonele? Spuneți că mergând cu Dricu, ca șofer, da, vedeți peisaje, sunteți impresionat de acele peisaje și vă întoarceți să le pictați. Da. În ce zone? Din ce zone? De unde vă alegeți? Cele peisaje? Mai multe peisaje ale mele, în special acum, sunt din zona Valea Lungă, Vârful Iedera și Valea Dâmboviței. Și zona spre partea cealaltă, Cobie. Eu iubesc foarte mult satul românesc. Eu sunt născut la țară. Și cine e născut la țară poate să îmi confirme, simte mult mai bine natura decât cine e născut la bloc. Pentru că am umblat de sculț, am făcut baie în Dâmbovița, care era cristalină și lucea în soare. Eu le înțeleg mai bine ca mulți care s-au născut la oraș. Așa zic eu, așa cred. Opera artistului Constantin Mirică devine poezie, ce te îndeamnă să guști și să miroși din aroma priveliștilor și a florilor în peisajele surprinse în zona Dâmbovița, de la Valea Lungă, Vârfuri, Pucioasa și până la Moroeni sau Sinaia și Valea Dâmboviței. Cu aceeași căldură și echilibru, abordează tehnica portretului cu o pricepere și o experiență de aproape 40 de ani în a construi și a organiza o compoziție. Constantin Mirică rămâne un meșter care își lasă amprenta creației în pictură, un frumos romantic. Este pictura o afacere? Dacă te gândești direct la afacere, nu o să-ți reușească afacerea. Prima dată trebuie să le faci să-ți placă ție, să fii tu încântat de ele. Dacă ești tu încântat de ele, sigur va fi și altcineva încântat. Dacă tu ai îndoiel sau dacă tu crezi, te crezi așa frumos, nu o să fii frumos, nu știu. Deci... Cum este lumea asta a artiștilor, a pictorilor? Unii reușesc mai repede decât alții. Unii au publicitate agresivă, tot da, discutam. Este de ajuns mai talentul și munca? Valoarea de unde? Nu este. E așa am crezut eu până acum. Că dacă lucrezi și faci, nu, trebuie să-ți faci și publicitate. Că altfel poți să pictezi aici mai bine ca Grigorescu și să nu te știe nimeni. Și să se prăfuiască sau să rămâi undeva într-un cont de umbră. Trebuie să ieși la suprafață cu o reclamă, cu expoziții, numai așa. Ați avut numeroase expoziții de grup? Am avut și de grup și personale, nu prea mari, dar pe la București mai mult. De grup am avut aici, când eram în școala populară de artă, cu clasa, cu școala. Și în Franța, de asemenea, în diaspora română, da, la Mediatec de Montbéliard. Da, participa, a trimis cineva lucrurile mele acolo,
Așa s-a întâmplat. Și cum ați fost primit? Cum sunt primite lucrurile dumneavoastră? Cel puțin din ce ascult și eu și ce îmi spun cei din galerii, peisajele mele s-ar părea că plac oamenilor care... Că mă expun, nu fac altceva decât să pictez satul românesc, așa cum e el, că nu s-a schimbat prea mult. S-a schimbat doar personajele, dar satul e la fel ca pe vremea lui Grigorescu. S-au schimbat personaje, mașini, nu mai sunt care cu boi, sunt mașini multe, dar peisajul e acela, să știți. Și oameni, și casele, și s-ar părea că place. Deci, merg așa, înainte. Sunteți un om discret. Chiar povesteam înainte că nu vă place să vorbiți, să ieșiți în public. Un om modest? Da, nu-mi place să ies la suprafață să fiu eu. Îmi place să arăt lucrările, dar să nu mă văd eu. Atât. Lucrările mele să le vadă, că doar pentru a fi văzute le fac. Să încânt pe cineva cu ele, să simtă omul bine, să simtă o bucurie dacă o privește, dacă reușesc. Dar eu, ce importanță are? Eu sunt în spate, n-are... Trebuie să vorbesc eu. Spuneți-mi o amintire din copilărie care v-a marcat viața sau care v-a impresionat foarte mult. Păi să vă spun tot cu pictura. Vă rog. Era un pictor din București, primul contact cu... A pictat o casă pe la țară, un pictor foarte bun. Picta, acum am văzut câtă măestrie avea el. Dar a fost primul meu contact cu vopsele, în jur de 10 ani așa. Și era un frig, stăteam unde el. Stăteam unde el să văd și eu, mi-era drag. Da, vedea, deci... Primul contact așa cu... Până să ajung la Școala Populară de Artă, până să întâlnesc pe domnul Mateescu, pe domnul profesor Marin Constantin. Deci, cam astea au fost. Și copilăria mea la țară, care se leagă de tot ce încerc să pictez acum, cu peisajele mele. Toate sunt trăite, toate. Îmi trăi în case la fel ca astea, care le pictez eu. Aproape să le spun case. Nu s-a schimbat nimic, spuneți. La țară? Nu, dacă... Știi să le vezi, sunt casele multe. Exprimă aceeași nostalgie, aceeași seriozitate a țăranului român. Nu are zone. De ce sunteți cel mai mult atras? Și ce credeți că vă definește în pictură? Îmi place și să pictez peisaj cu aceeași dragoste cu care îmi place să fac și portret. De multe ori mai mult portret decât peisaj sau flori, și flori la fel. E ceea ce mă atrage pe mine în pictură. Și scene din viața românilor, din viața oamenilor, de la țară în special. Acolo mă încadrez eu, fiind în rândul lor, îi văd mai bine ca mulți. Știu cei care pictați că dumneavoastră sunteți și șofer pe Dric? Prietenii mei care pictează, da, știu. Majoritatea. Acum, să leagă una cu alta. Să leagă? Să leagă. Cum? Păi îmi dă posibilitatea să umblu mai mult, să meditez mai mult, să pictez mai mult, să stau ore mai mult în șir, pentru că am 60 de ani și acum nu trebuie să mai pierd nicio secundă. Să le pictez. De-aia stau și zilunii aici. Pentru că sunteți mereu aproape de moarte. Duceți morții la dar văd ce înseamnă timpul. Cum să scurge așa de repede. Și de-aia mă grăbesc să fac cât mai mult. Că așa e, văzând ce se întâmplă, trebuie să te grăbești. Ce planuri aveți? Ce vă propuneți în viitor apropiat? În viitor apropiat îmi propun să las eu cât mai multe tablouri în urma mea. Asta e singur. Pentru asta mă rog Dumnezeu să mai trăiesc.
În rest, altceva nu mă încântă. Asta e singur. Să pictez cât mai mult. Așa cum pictez. O place, nu o place, nu o vede. Deci astea sunt planurile. Și un gând al pictorului Constantin Mirică? Ceva ce vă frământă, ce n-ați realizat sau ce ați vrea să realizați? Păi un regret? Regrete sunt multe, că n-am știut să, ce să fac de mult timp. Deci există o rețetă aici? Trebuie să faci ceva anume? Trebuie să mai din tinerețe să faci lucruri care... Am pierdut și mult timp, dar sper să-l recuperez acum. Sper. Nu, alte regrete. Ce să mai regretăm? Asta este. Și un gând? Un gând să fiu sănătos, să lucrez. Și atât. Asta e singurul meu gând. N-am alte gânduri de mărire, de nimic. Decât să lucrez, să lași o amprentă în urma mea. O fi adâncă amprenta, o fi mai la suprafață, atât. Altceva nu. Nu. Mulțumesc. Și eu mulțumesc.